Hello, hello! Bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube! Astăzi vreau să vorbim despre o temă foarte specială, foarte frumoasă, cu ocazia sosirii primăverii în tradiția românească, în primele 9 zile din luna martie, fiecare român își alege baba ca să își dea seama cum o să-i meargă în anul care vine. Și cu ocazia asta vreau să vă ajut ca să înțelegeți mai bine energia fiecarei babe în parte prin niște etalări în care o să analizăm mai în detaliu fiecare babă în parte. Tradiția începe de la baba Dochia și ale sale 9 cojoace, care în primele 9 zile ale lunii martie treptat începe să își dea jos din cojoacele sale, anunțând astfel apropierea primăverii. Astfel s-a născut la români această tradiție de a ne alege baba sau ziua dintre primele 9 zile din luna martie pentru a ne intui oarecum norocul în anul care vine. Dacă nu știți cum să vă alegeți baba, există mai multe metode. Puteți să alegeți foarte simplu un număr de la 1 la 9, care este numărul vostru preferat și ziua respectivă va reprezenta baba voastră. Sau puteți să mergeți pe metoda clasică și să vă alegeți în funcție de ziua de naștere. Dacă ziua voastră de naștere este între 1 și 9 ale lunii, ziua în care v-ați născut este și baba voastră. Dacă ziua voastră este, spre exemplu, în 25 ale lunii, va trebui să faceți suma celor două cifre, 2 plus 5 egal 7, prin urmare, pe 7 martie va fi baba voastră. În funcție de cum va evolua ziua respectivă în care pică baba voastră, fie că v-ați ales-o sau ați calculat-o în funcție de ziua nașterii, așa o să vă meargă și în anul următor. Dacă o să fie soare și frumos, o să aveți un an frumos, plăcut, plin de împliniri și bucurie. Dacă o să fie urât și mohorât, nu o să fie cel mai bun an pentru voi, dar mare atenție, dacă plouă sau ninge, asta e semnal de belșug, de foarte multă abundență. Și pentru a oferi un strat suplimentar de subînțeles acestor interpretări referitoare la cele 9 babe, v-am pregătit o scurtă etalare cu niște cărți oracol, o carte din setul Moonology, oracolul de lună, pentru că luna este corpul planetar care guvernează ciclurile feminine, și încă o carte din acest oracol, Legendary Ladies sau Doamne de legendă din istoria și mitologia mondială. Și acum hai să vedem ce vă rezervă baba voastră pentru această zi, pentru cei care ați ales baba numărul 7, ziua de 7 martie, ce mesaje suplimentare are baba voastră pentru voi. Wow, foarte frumos! Luna plină în pești, echilibru și armonie emoțională și spirituală împreună cu Afrodita, zeița grecească a pasiunii și a iubirii. Pentru voi o să fie un an de dragoste, de foarte multă împlinire și bucurie pe partea sentimentală. Atunci când apare luna nouă în pești, puteți să aveți această conexiune de suflet pereche. Dacă nu aveți încă un partener la începutul anului, cu siguranță până în martie anul viitor o să vă găsiți sufletul pereche. Pentru cei care sunteți deja în cuplu, o să aveți șansa în acest an să vă adânciți conexiunea cu partenerul sau partenera voastră. O să ajungeți la acel nivel de conexiune încât aproape vă citiți gândurile unul altuia, în care vă completați propozițiile unul altuia. Acum este momentul să renunțați la frici, să renunțați la bariere, să vă conectați în absolut toate planurile existenței voastre cu partenerul sau partenera voastră. Și în combinație cu Afrodita, cu zeița pasiunii, e clar că aici toate poveștile de dragoste o să aibă un final foarte, foarte fericit. O să fie o dragoste foarte frumoasă în care există și o conexiune mentală, emoțională, dar și fizică între cei doi parteneri. În plan material, acesta va fi anul în care va trebui să vă urmăriți pasiunile, dorința sufletului, nu e anul în care să faceți compromisuri. Și atunci când nu sunteți siguri ce trebuie să faceți, meditați. Rugați-vă, petreceți timp în natură, petreceți timp în jurul apei, că e apă curgătoare sau că e un lac. Conectați-vă cu natura, cu subconștientul colectiv
și o să primiți mesajele necesare. Va fi un an foarte frumos pentru cei care ați ales baba numărul 7. Dați-mi în comentarii cum se aplică pentru voi această interpretare și dacă v-a plăcut mesajul meu, nu uitați să dați un like acestui video. De asemenea, nu uitați să vă uitați la videourile pentru luna martie pe fiecare zodie în parte, în care fac o analiză astrologică generală, horoscopul particular pentru zodia voastră și vă dau niște mesaje suplimentare de la astrozarul, cărți de tarot și cărțile oracol. Găsiți link-ul aici în colțul din dreapta sus. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final, ne vedem și după masă în etalarea zilnică și mâine pentru următoarea babă. Pa, pa!